Bună seara, dragilor, și bun găsit în Patriarhul Prof. Online. Prof. Online, deși copiii sunt făcute de mini-vacanța asta, vacanță de săptămână, noi continuăm să lucrăm. Deci, tema pentru acasă, lansa a patra. Daria, te rog, spune-mi dacă ai pregătit ceva. Da. Te rog, spune-mi. Mergând pe o potecă de munte, Bogdan, șef al clasei, observă că numărul colegilor ce se află în fața lui reprezintă un sfert din numărul colegilor care erau în urma sa. Știind că toți cei 36 de copii se deplasau în șir câte unul, Ideal. Să se afle al câtelea este Bogdan în acest șir. Încă o dată. Da. Da. Acum doar am citit-o. Sigur. Da. Ia mai zi. Deci, mergând pe o potecă de munte, Bogdan, șef al clasei, observă că numărul colegilor ce se aflau în fața lui reprezintă un sfert din numărul celor care se află în urmă sa. Deci, un sfert? Da. Cei din față sunt un sfert din... Deci, putem practic să spunem... Grupa A, grupa B și grupa C. Din numărul celor? Da. Din numărul, deci. Să spunem că cei din spate sunt grupa A și cei din față sunt grupa B. Și A este egal cu B ori 4. Deci, așa. Bogdan, șef acasă, observă că numărul colegilor ce se aflau în fața sa... Hai să reprezentăm pentru un segment. Ok. Da, numărul colegilor ce se aflau în fața sa... reprezintă un sfert din numărul celor care erau în urma sa. Deci, practic, B egal cu A împărțit la 4. Bun. Deci, avem A, îl avem pe B și îl avem pe C. Și A e un segment, pur și simplu. Da. Și acest segment îl împărțim în 4. Da. Și al patra parte, adică segmentul care ne-a rămas, îl punem la B. Și... Și vreau pe mâna ta. Nu, colegilor din fața lui. Spui așa. Și nouă ne spune că sunt 36 de copii. Așa. Dar cu tot cu... Bogdan, da. Și m-am gândit că dacă tot lucrăm pe facem 36 minus 1, adică Bogdan. 36 minus 1, da, îl dăm pe Bogdan deoparte. Da, copiii sunt 36. De toți, cu Bogdanul în frunte. Și nouă ne-am rămas 5 sferturi. Și practic facem 35 împărțit la 5, care ne dă 7. Deci ăsta e B. Deci numărul copiilor din fața sa este 7. Și numărul celor din spatele său e 7 ori 4, care îmi dă 28. Adică A. Deci 28 de copii erau în spatele său. Și dacă ar fi 28 și 28, toți sunt numerotați. 28 e la numărul 29. Păi hai să vedem de ce mi-ai mai pus o problemă asta. Dar eu n-am înțeles nimic. Eu nu te-am ascultat. N-am spus-o deloc, nu te-am întrebat deloc. Deci tu preiau ideea ta, merg mână-mână cu ce ai spus tu. Deci spui așa. Deci, reprezintă printr-un segment. Dar ce reprezintă acesta? Adică numărul copiilor din spatele lui Bogdan. Bun, perfect. A, chiar spun aici, A, liniuță, numărul copiilor, din spate, da? Spate. Și spune că sunt... Îl împărțim în 4. Împărțim 4 pentru că vorbește... Că B, adică grupa B, cel din fața lui, este sfertul, adică grupa B este un sfert din A. Deci B-ul reprezintă copiii din față, nu? Din fața lui Bogdan. Sfertul. Și mai avem, să spunem, un C, adică Bogdan, care nu îl băgăm în seamă. Și știm că toți aceștia sunt 36 de copii, dar cu toți, deci, cu Bogdan. Deci, hai să zicem un punct. Da. Da? Bogdan. Adică unul, da. Da? Da. Și puneți ce așa.
Și pentru că sunt 36 de copii cu tot cu el. Bun. Ca să aflăm cei care sunt în spatele lui. Facem 36 minus 1. Deci adică scădem de Bogdan, da? Scădem din cei 36. Atunci ne rămân 36 minus 1 și egal cu 35. Da. Și atunci ne împărțim pe 35 la 5, pentru că noi lucrăm în sferturi. Adică 35 împărțit la 5. Pentru că sunt sferturile. 1, 2, și atunci 3, un sfert este 7. Și 7 este B. Interesant. Deci tu practic propui să împărțim segmentul ăsta de bază care să însemne numărul de copii în câte? În 5 părți, înțeleg eu, nu? Așa ar trebui să văd. Deci da, pentru că practic 5, toate acelea sunt 5. 1, 2, 3, 4, 5 minus ăsta de aici. Da, pentru că el e Bogdan. Minusul de elev, da? 1, da. Și atunci ce ne rămâne de că 35 și împărțim la 5 și ne rădăm un sfert. Și dacă un sfert e 7, ce e 7? Echipa B, ce din față, bine. M-am gândit. Foarte bine ai gândit. Deci ăștia din față să-i notăm așa, ce din față, iar în spate sunt aceste patru segmente, da? Să înțeleagă toți cei care privesc la profilul online. Și întrebarea este... Ăștia sunt din spate. Să se afle al câtelea era Bogdan în acest șir. Adică dacă primul copil e de notat așa cum e Bogdan? 29. Pentru că dacă sunt 28 în spatele lui și 7 în fața lui, da? Și practic avem 28, ele 29, apoi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Foarte tare, foarte tare, foarte bine ai gândit. Da, deci, nu al 8-lea? Nu, pentru că sunt 29 de copii. Da, zicem, în spatele lui. Păi aia sunt spatele. Păi da. Adică eu sunt așa. Nu merge la coadă? Eu sunt așa. Și mi-am părut și linia. În fața mea sunt 7. 7 și tu ești a 8-a. Da, deci în fața mea sunt 7 copii. Nu e a 8-a, domn profesor? Da, dar noi ne deplasăm așa, mama. Deci eu, în fața mea sunt 7 copii. Și tu ești a 8-a. Da, dar noi mergem și linia în față. Păi și în spatele meu 28. Sunt 28 de copii. Și întrebarea era? Eu sunt a 29-a. Pentru că sunt 28 în spate, care se deplasează după mine. Și practic, ultimul ăla... Ia mai citește, dar... Mergând pe o bucătecă de munte, Bogdan, șef al clasei, observă că numărul colegilor ce se aflau în fața lui reprezintă un sfert din numărul celor care erau în urmă, adică 7. Știm că toți cei 36 de copii se deplasau în șir. Câte unul, să da. Se afle al câtele era Bogdan. Pe cum numărăm? De la coadă? Da. Stai, acum să vedem partea reală a lucrurilor. Da. Mergeam în șir, e adevărat. Am un sfert în față. Este primul, al doilea, al treilea. Noi, când se pleacă în șirul ăsta, spunem, primul este Gigel, exact. Al doilea Viorel. Stați. Și după aia 7 urma Bogdan, nu? M-am răzgândit. Răspuns, Bogdan da. Era al? 8-lea. Da. Așa, păi și așa eu sunt de acord. Așa este. Da, așa scrie și la 4-lea răspuns Bogdan este al 8-lea în șir. Corect, corect. În afară de faptul că ai văzut acolo scriind, trebuie să înțelegem că așa este. Primul este al doilea, al treilea, da. Dar ca să putem face relația dintre cei din față și cei din spate și să-l poziționăm pe el, pe Bogdan. El la Bogdan spune... Numărul celor din față înseamnă un sfert din cei din spate. Mm-hmm. Care-i miezul problemei? Te rog să-mi spui care au fost cele două etape foarte importante ale problemei. Păi, pentru că... În elaborarea răzărului. Noi am descoperit că 60... Puteam să spunem că 61 era doar... Prima chestiune este să scazi pe Bogdan. Da, prima chestiune. Deci prima era. Era, trebuie să... Hai să spunem momente importante ale problemei. Momente importante, da? Momente importante. Momente importante. 1. Bogdan trebuie scăzut din numărul total. Da? Trebuie scăzut din numărul total. 2. Și doar că
mi-am dat seama că lucram pe sferturi, adică am urcat pe sferturi. Da, deci... Ba, nu. Că chestia asta cu atât câte ani și repune. Stai, da, momentul foarte, al doilea moment important. Cum ai gândit tu? Sfertul, cu sferturile, da. Sferturi. Faptul că autorul vorbește de compararea celor din față în raport cu cei din spate și raportul în care se află aceștia. Da. Da? Deci, a doua chestiune, raportul în care se află cei din față comparați cu cei din spate. Raportul ar fi de cât? De 4 la 1, nu? Deci o parte este în față și patru în spate. Și ultima. Și atunci sesizăm că întreg efectivul se compune din câte? Părți. Din 5. Din 5 părți. Aici este relația pe care, nu? Da. Deci raportul respectiv este de 1 la 4. 1 la 4, da? Și atunci segmentul întreg, 35, se împarte la 5 segmente. Da? La 5 segmente. Ca să vedem, în felul ăsta obține numărul celor din față. Da? Deci 35 împărțit la 5 egal cu 7. Da. 7 copii în față. În față. Și imediat ne dăm seama că 8 an este al 8-lea. Da? Da. Rezultă atunci 7 plus 1 egal poziția lui Bogdan. Acum, domn profesor, una da. La care trebuie să fiți atenți. Sunt foarte atent, deci, încerc. Mai întâi vă citesc pe toată. Da, așa. Să vă faceți și dumneavoastră așa o idee. Bun. Deci, s-a cumpărat un număr de caiete și unul mai puțin. Și unul cu mai puține stilouri, da? Plătindu-se în total 7260 de lei, un caiet și un stilou costă la un loc 1180 de lei. Iar un stilou a costat cu 460 de lei mai mult decât triplul prețului unui caiet. Câte caiete s-au cumpărat? Cum ai spus? Da. O idee. Hai să spun un lucru. Aș vrea să înțelegem că partea asta, când citești de la un cap la altul în viteză, da, nu rămân cu nimic eu. Da. Doar că am rămas cu... E vorba de caiet și de stilou. Da. Atât, da. Hai să vedem. S-a cumpărat un număr de caiete și unul mai puține, cu mai puține stiluri. Hai să notăm cu A numărul de caiete. Asta mă gândeam și A, numărul de caiete. Ba nu, stai, domn profesor. Că noi, la un moment dat, să avem un caiet și un stilou. Păi foarte bine. Adică, dacă noi... Eu am notat cu A numărul de caiete. Câte sunt? 7, 10? Și atunci cu ce notăm? Un. Cu ce? Vedem. Vedem, parcă nică. Așa. Deci, încă o dată, s-au cumpărat... Caiete și stilou. Stilouri, mai puține stilouri. Cu stilou, cu stilouri, cu cât? Cu, deci, spune așa. Și cu unul mai puține stilouri. Păi exact, atunci spun A minus 1. Practic, numărul... Păi dacă e cu unul mai puțin, da, A minus 1. Da, da. A minus 1 reprezintă numărul de... stilouri. Așa, da? Deci A. Continuăm. Caiete, A minus 1, stilouri. Corect. Continuăm. Plătindu-se în total 7260 de lei. Deci suma totală. A minus 1. Nu A plus A minus 1. Ba da. Uitați-mi. S-a cumpărat un număr de caiete și unul mai... cu unul mai puțin stilouri. Bun. Plătindu-se în total 7260 de lei. Și adică adică A plus A minus 1. Stop. Dar tu aduni, dacă s-au cumpărat 3 caiete și 2 stilouri, tu aduni 3 plus 2 fac suma aceea. 3 plus 2 fac suma aceea?
E bine? Da, numai că... Nu, atenție, atenție, nu ne grăbim. Stați puțin, deci nouă ne spune că suma lor, suma caietelor și al stilourilor, e 7260 de lei. Nu, adevărat, nu e adevărat. Ce spune? Ce spune că la ce? Păi uitați, domn profesor, că s-a cumpărat un număr de caiete și cu unul mai puțin stilou, plătindu-se în total. Stop. Plătindu-se, e vorba de suma pe care s-a plătit. Păi da, nu câte caiete, suma pe asta care s-a plătit pentru toate. Adică când a cumpărat omul ăla și ălea, a plătit în total 7260 de lei. Așa am înțeles, dar nu știm câte a cumpărat. Da. Păi da, dar noi punem pur și simplu. Punem așa un stilou și un caiet, 7000? A, și a minusul. A, mai este totalul. Totalul, da. A ce? Adică, a, este caietul. Bun, hai să ne închipuim că am cumpărat 5 caiete, da? Pe care am plătit. Ce am plătit? Am plătit, știind prețul unui caiet, am plătit de atâtea ori, de 5 ori prețul caietului, ca să văd cât am plătit pe caiete. Ori tu când spui că adunăm pe 5 și cu 4, nu-i deloc treaba corectă. Ci e vorba de suma pe care s-a plătit pe cele două. Nu adunăm 5 și cu 4. Ești atentă? Da, sunt atentă. Am eu dreptate sau nu am? Da. Și acum, adică putem spune că A, adică cum A plus, minus, nu? Și punem acolo, adică... Cum? Ceva trebuie să facem, da? Dar mai citim un pic problema. Deci. S-a cumpărat un număr de caiete și cu unul mai puțin stilou. Bun, am înțeles. A și A minusul. Așa, plătindu-se în total 7200. Eventual, spun așa acolo, suma plătită. Suma plătită. Da? Suma plătită egală cu cât spui tu acolo. Cât e suma? 7260. Bine. Mai departe. 7260 lei, da? Da, mai departe. Atât a dat respectiv pe... Pe ce a cumpărat. Ce a cumpărat, sigur. Un caiet și un stilou au costat la un loc 1180 de lei. Ai, aici e cheia. Un caiet și un stilou. Hai să zicem prețul unui caiet. Da? Să notăm noi cu ce... Păi, stați. Mai întâi scrieți în paranteză. X egal un caiet. Nu. X egal prețul unui caiet. X, păi da. Așa. X săgeată prețul unui caiet. Prețul unui caiet. Și cu Y prețul unui stilou. Sigur că da. Y prețul unui stilou. Și atunci o să scriem acolo că X plus Y este egal cu 1180. Vezi? X plus Y, iată, egal cu 1180 de lei. Lei. Așa. Iar un stilou, da, a costat cu 460 de lei mai mult decât triplul prețul unui caiet. Deci, un stilou. Deci, Y. Da. Este egal cu 460 de lei mai mult, adică 460 plus decât triplul prețul unui caiet. Adică 460 plus X ori 3, adică triplul prețul unui caiet. Adică, practic, trei caiete. Mai citește aici, atenție multă. Un caiet și un stilou au costat la un loc 1180 de lei. Bun, iar un stilou a costat cu 460 de lei mai mult decât triplul prețului unui caiet. Practic, eu mă las 460 de lei. Făcut triplul prețului unui caiet, încă nu e caiet. Adică X ori 3. Și adaug 460, că spune 460. Unde adun pe 460, la cine? Eu acum la Y adun sau la X? La triplu, la 3X. Iar un stilou a costat cu 460 de lei mai mult decât triplul prețului unui caiet.
aici, traducere e partea asta. Tot ce e ca informație și o scriu ca o relație matematică. Adică Y. Da. Egal 460 plus X ori 3. Cu hotărâre spui, dacă da sau nu? Da. Mă, te ceri cu mine? Nu. Păi de ce să nu te ceri, dacă ești sigur? Dacă eu aș spune că adun la Y, eu spun nu, e adevărat. La Y adun 460 și cât ai zis tu? 60. 60. Știți ce? Da? Nu e adevărat. Și de ce? Pentru că citiți problema. Asta e. Să o citim. Nu te rog. Mai citim. Deci, iar un stilou, da, deci da, Y, un stilou, da, a costat cu 460 de lei mai mult decât 300 de lei. Deci el e deja cu atât mai mult. Cum să mai adun eu 460 lui? Adun la cea care e mai mică. Deci adică Y spus, egal cu 460. Așa, plus așa, X, așa, așa, egal plus cu 3X. 460 plus 3X. 3X. Sau 3X plus 460. Nu e o problemă. Perfect. Câte caiete s-au cumpărat? Asta este. Câte caiete? Îi interesează caietele. Da. Și dacă interesează caietele... Sincer să fiu, aș avea o idee, da, profesor? O idee mare. Așa. Deci, astea sunt toate datele probleme. Da. Și știu, pot să înlocuiesc. Unde? Adică să înlocuiesc în situația de sus. Să scriu că X plus 3, X plus 460, egal cu 1100. Am înțeles, perfect. Deci pe Y cu care le știm deja, înlocuim în relația de sus, da? Da. Și o să avem. X plus 3X plus 460 este egal cu 1180. 1180. Așa că 4X este, da, egal cu 1180 minus 460. Da. Deci 4x este egal cu 720. 720. Deci x este egal cu 720 împărțit la 4 și x este egal cu 180. Și atunci noi 180 lei, da? Da. Cine este X-ul? Prețul, am notat noi, prețul unei caiete. Și acum le aflăm pe Y. Da. Așa. Și Y este egal cu 180 ori 3. Da. Sau putem să dați scădea din toată suma, da, din 1180. Da, 460. Bun. Vreau să pare mai ușor în așa, nu știu. Păi ce mi-am pe mâna ta. Dar era, deci și era ușor și eu fac o scădere, da, pur și simplu. 1180, 1180, 1180. Vezi? Vă se mulțesc, nu știu ce. Dar acum să spunem că mă verific într-un fel. Bine, deci, nu faci într-un fel, Y nu faci este egal cu Z. A, deci mai poate să faceți în felul dumneavoastră. Da, da, în felul da, meu. Da, da, ce să faci? Așa. Gata, domn profesor. Ai făcut? Da. Eu încă m-am de făcut scăderea asta. I-am făcut prin chestia mea. Ha, ha. Și cât ți-a dat ție? Mie mi-a dat 1000. 1000 și 1000. Da, da, eu am făcut mai repede. Mai repede, sigur. Asta e viteză așa mai mare. Așa. Deci 1180. Da. Și cu ce mă ajută? Dar ce te întreabă problema? Că nici noi n-am înțeles. Câte caiete? Câte caiete? Au, egal cu cine? Au, egal cu cine, corect. Păi... Adică numărul de caiete, câte dar caiete? Nu, el nu spune. Dar ne zice ceva la început, ea mai citește la mine. Și am și pus o acoladă aici. Da. S-au cumpărat un număr de caiete și cu unul mai puțin stilouri. Deci aproape la fel, dar nu chiar la fel. Un stilou a, mai deci puțin. Stați puțin. Deci A plus A minus 1. Păi de acum, același lucru. Păi, hai că trebuie să punem problema. S-a plătit pe toate. Păi, dacă noi avem acolo... Știm prețul unui caiet? Da, știm și cu un stilou cu 1000 de lei. Și au unui stilou. Și au unui caiet și au unui stilou. Și știu suma toată. Știu suma toată. Da. Păi da, dar... Stați! Facem. Stați, mă gândesc. 7260 plus 1, în paranteză, și apoi îl împărțim la 1000.
1180. 7260 plus 1 de ce? Eu ca să am 2 de... A. Adică, eu m-am gândit. Uite la pregătire, tu ce faci? Eu m-am gândit la... Că dacă am numărul... Aoleu, dacă acum sunt pe cuvântul, da? Hai, zi-mi de acasă, da? 1180. Și... Atenție! Deci, pe... În total, am plătit atât. 7260. Din ce s-a compus prețul ăsta pe total? 7... Probabil s-a Cu suma lor. Nu, suma cui? Suma lui Y păi, și a lui X. Nu, suma plătită pe cele A caiete și cele A minus 1 stilouri. Dar cum s-a, cum s-a obținut suma plătită pe caiete? S-a mulțit prețul unui caiet cu câte caiete sunt? Păi, dar nu știu câte caiete sunt. Păi, cu câte caiete știm? A, cu A caiete. Păi, da. Păi, asta trebuie să facem. Ca să prindem suma toată, 7260, înseamnă că înmulțim cât costă un caiet cu numărul lor, și știm? A ori 1000. A ori 1000? Foarte tare! A ori? Un caiet e 180, nu? A, da. A ori 180. 180. Deci, A ori 180. Plus? Plus B ori... Plus. A minus 1 ori. Asta e. A minus 1 ori 100 ori 1000. A minus 1 în paranteză. Da. Egal cu? Ori 1000. Egal cu 7260. Și... Acum? Stați. Gata, știu. Pot să spun, deci 180 A perfect. Plus 1000 A minus 1000. Da, minus 1000. Așa, minus 1000 egal cu 7260. Bun. Deci 180 A plus 1000. Și cu 1000 cât A, fac? Adică 1180 A 1100. Este egal cu 7260 minus 1000. Și 1180 A este egal cu 6260. Deci. A, gata, știu, a egal cu 2. Ce a făcut domn profesor acolo? Ce am făcut de aici? Ce am făcut? Păi minus 1000 este, de-a plus 1000. Da, de ce? Să stai 2 secunde. Păi, ca să scăpăm de mie aceea din partea stângă, adunăm 1000 în ambele egalități. Nu? E bine. Eu așa ai zis, așa am făcut. Dacă 180A minus 1000 e egal cu așa ceva, atunci 1180A e egal cu cine? Cu ăsta plus 1000. Nu trecem puțin ceva. Păi, am spus plus. Tu ai spus plus? Ai spus minus, eu așa am făcut. Plus, dar mă scuzați, doamne profesor. Sigur, eu așa am făcut, mi-am făcut este treaba. Este egal cu 8260. Deci face 7260 plus 1000. Da? Și este egal cu 8260. 8260. A este egal cu 8260 împărțit la 1180. Și nu intră de 8. Stați, câte ori 8 dă? Dai! Da, de 7. Deci sunt 7 caiete. 7 caiete. Vedem dacă am făcut corect. Care a fost 8? Nu, da, 7 caiete. Da? Problem, 7 caiete. Am vorbit destul de mult. Hai să vedem unde a fost nesiguranța. Deci momente... Importante. Importante. Așa, momente importante. Comente importante. Vă spun sincer? Da. Asta, să nu încurcăm prețul, numărul caietelor cu prețul unui caiet. Am avut lucruri cunoscute. Destul de dificile. Deci, da, începem cu început. Da, 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 da. Așa. Tu ești cea care deci, stabilit. Eu mă uit pe caietul meu, pentru că asta... am... e cu înlocuirea că nu e important. Nu e important? Nu. Mi se pare esențial. Cam înlocuit am notat. Am notat.
Da. Pur și simplu nu, nu literele contează, da, ci pur și simplu simțim nevoia să notăm da, adică ce înseamnă numărul de caiete, numărul de stilouri, da? Da. Deci prima chestiune, 1. Scrieți, doamna mare, cum să scrieți. Dar, domn profesor, momente importante, stați, da? Deci eu m-am gândit, primul moment important, pentru că, nu, este unul important, pentru că nu de asemenea nu puteam rezolva exerciții. Da. Că am înlocuit, că noi ne spunea că 460 plus 3x și noi am înlocuit în acea de sus. Hai, lasă, până acolo m-am mai bâlbâit destul de mult, deci să nu o spune pe toată. Și profesor, asta a fost până mă calcul, că l-am făcut. Bă, dar câte ori ai bâșbuit cu A pe lângă A plus 1? Când ai adunat A cu A plus 1 să fac 1.7260, era lucru pe care... Atenție, Daria, dacă suntem cinstiți și corecți, da, ai fi pornit cu A și cu A minus 1, fac nu știu ce, deci n-ai sesizat nuanța. Ai adunat numărul, și spunea că asta e suma toată și chiar ne-am certat un pic. Profesor, da, n-ai vrut. Da, deci da, ai certat adică destul de greu. Când te gândești, când citești ăsta... Așa-ți vine. Adică nu te gândești la... Păi, măi, dar tu n-ai mers... Așa spune. Ia uite așa, hai te mergi, să ne imaginăm, ai mers la piață, să cumperi mere și pere. O să nu te duci tu, ți-o duce mama, bine, dar hai să ne închipuim secvența asta. Da. Și... Ai luat 3 kg de mere și 4 de pere. Da. Și ai dat suma asta, doamne, totale. Da, și nu știu, eu mă gândesc. Ai adunat mere cu pere. Dar nu 4 plus 3, corect. 3 plus 4 minus 1 dă 6. Și 6 nu e egal cu 7, da. Da, 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 corect. Deci atenție multă, că aici a fost momentul cheie al problemei. Corect. Și tu erai într-un moment destul de... neplăcut, în sensul că elaborai un raționament de aiurea acolo. N-am, sincer, să eu n-am înțeles, adică n-am înțeles cum a explicat. Adică dacă mie îmi spui într-o problemă că plătindu-se în total 7260 de lei, adică ce să înțeleg eu din asta? Asta e marea greșeală, pentru că voi văzând cele două numere, A și A minus 1, vă gândiți trebuie să le adunați. Păi ce face cu suma lor? Auziți că e sumă, reflexul este ăsta. Și mai era chestia asta, tot așa, tot în această problemă, că vedeți că spune aici, scuzați, eu vreau pentru capitolul. Ia, vă stilou, a costat cu 460 deci, de lei. Deci, haideți să punctăm asta. Unu, da. La prima chestiune. Suma se referă, da? Atenție, suma se referă la ce înseamnă plata pe care a făcut-o, da? Suma se referă la plata pe care a făcut-o pe caiete și stilouri. La plata? Pe care a făcut-o pe caiete și stilouri, nu? Da. În paranteză, ca să obținem suma, da? Ca să obținem suma, înmulțim prețul unui caiet, înmulțim prețul unui caiet cu numărul lor, la care adăugăm prețul unui... Spune, profesor, da? Da? Bun. Deci, 7260 este egal, da? 7260 este egal cu x ori a plus y ori A minus 1. Asta trebuia să avem noi tradus. Sincer, da? Să fiu eu, doamnă profesor, asta a fost o problemă din asta, așa, cu mai multe peste cer. Pentru că n-a fost formulată nici... A fost foarte bine. A fost bine formulată. Corect. Că asta nu ai înțeles tu. Noi nu ne-am înțeles. Noi, copiii, nu ne împăcăm prea bine cu problema asta, pentru că nu ne se pare formulare. Nu. Aveți reflexul când e vorba de sumă, da, să credeți că le adunăm repede. Dar erau lucruri care nu vă scăpau, iată. X-ori A. Asta deci, e genul de problemă prețul care... Prețul unui caiet cu numărul caiet. Trebuie să fii atent. Ia uite, numărul de caiet e prețul unui caiet. Numărul de stilouri, prețul unui stilou. Știți, domn profesor, asta e relația dacă, care eu, dacă e să mă gândesc, eu aș avea acolo, adică am cantitatea. Noi am luat cu... Poate că se putea rezolva altfel.
Adică nu în genul ăsta mai ușor așa și pentru noi. Altfel, ca să putem să practic, ca să putem face totul așa, pur și simplu. Adică să înțelegi ceva. Și nu, adică nu am neapărat, înțeles. Și practic, dacă iei dintr-o cantitate, altă cantitate minus 1, și spune suma lor așa, practic îți vine pur și simplu să le aduci. Păi, asta vreau să, insist. Actul reflex s-a produs, da. Datorită faptului că vorbește de sumă și nu era vorba de suma numerelor de caiete și stilouri, ca să zice A plus A minus 1 egal. Da. Să spun așa, în total sunt atâtea obiecte, stilouri și bun. Da. Nu, ce era suma pe care o plătit-o. Iar suma se obține din înmulțirea numărului de caiete și prețul. Stilouri cu prețul. Aici a fost, da? Înțeles. Da? Deci aici a fost primul moment important, foarte tare. Doi. Al doilea moment. A fost interpretarea că Y-ul, prețul așa, este cu 460 mai mult decât triplu. Dacă adică formarea acestuia. Așa, asta. Poți, eu cred că aici e cele două relații scrise. Deci, X plus Y egal cu 1180. Y fiind 460 plus 3x. Corect. Ei, și de acum chestia asta că s-a acum înoprit. Ne-am dat noi, adică am mai făcut pur și simplu. De acum calculul da, a fost următorul lucru, iarăși, distributivitatea da, aici. Distributivitate. Să știți că fără distributivitate mi-ar fi fost foarte greu. Sigur că da. Dacă tot îl ai acolo, adică asta te gândești prima oară, ce să faci? Păi faci 1000A. Pentru că ca să vezi cât ți ai și ai 1180 de A minus 1000 egal cu 7260. Copiii, dacă n-ar fi sesizat aici că distributivitatea merge și cred că ar fi sesizat oricum. Pentru să că dacă sunt bun pe această asta, că deci, a doua chestiune a fost a treia. A treia acum. E vorba de distributivitatea, da? Distributivitatea. Din calculul, ce scrie în calculul? Multiplicitatea. Din cine? Din relația A ori 180 plus A minus 1 ori 1000, da? Ori 1000 este egal cu 7260. Deci e vorba de traducerea acestea. Uite, da. A fost tradusă relația de mai sus, acum știind pe X și știind și pe Y. X-ul l-am aflat de aici, X-ul egal cu... Domnul profesor. Da? Deci dacă ați mai avea puțin timp să vă spun o problemă de la testul de azi, care o țin minte până și acum, pentru că a fost cea mai frumoasă problemă din test. Da. Și cea mai bună care mi-a plăcut așa, știți? Deci, pur și simplu, timpul testului, când am dat peste ea, am spus pur și simplu așa, nu m-am afinut, yes! Așa, și... Faptul că a fost o problemă pe care tu aproape știe. Da, deci era 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte plus 500 plus 2006 și trebuie să aflu. Știți ce m-am bucurat? Era o bucurie în mine. Am lăsat 2006-le la o parte. Sigur că și am făcut 500 minus 2, în paranteză, împărțit la 2 plus 1. Și, și am avut 250. Da, și apoi am împărțit la 2 și am făcut ori 502. Deci a fost cea mai frumoasă problemă din viața mea. Și când am făcut aceasta, am dat peste această problemă într-o carte. Și am zis, măi, poate nu se vinde, hai să spun să văd dacă am făcut corect. Și da, am făcut corect. Yes. Da. Deci te-ai bucurat-o, cu adevărat. Cu asta tu îmi spui... Era pur și simplu cea mai fericită persoană, pentru că în sfârșit, yes! Ai... O problemă care îmi place și o știu pe de rost și practic... Adică nu știu că o știu pe de rost, dar când îți place ceva așa de mult, da, nu mai pot să te... Da, eram așa, eram cu zâmbet uriaș. Larg, da? Cu un zâmbet larg și cu... Ochii tăi... Da, eram așa. Venea să plâng de bucurie, nu profesor. Da, mă bucur mult. Așa, hai să ne termin povestea. Deci distributivitatea a fost următorul punct. Că noi am găsit pe X și pe Y și numai cât am înlocuit. După care am lucrat concret și am găsit A, numărul de caiete. Da? Deci de aici parcă A ne-a dat cât? A obținut 7. 7. Iar A minus 1. Aici sunt caiete, da? Este egal
iar A minus 1 înseamnă 6 stilouri. Stilouri. Și cu asta problema asta. Deci au fost două, trei momente importante dacă ale problemei, da? Și stilourile putem să le dăm foarte simplu. Deci. Pentru că pur și simplu făceam câte erau 7000, făceam 7000 minus 260, 260 împărțit la 180, adică am zis? Adică noi am avut 7 stilouri, da? 7 caiete. 7 caiete. Mă scuzați. Și caietul era 180. Nici nu mă interesează, da. Că unul mai puțin. Da, oricum. De ce da. Se mai pierde timpul când ai spus cu unul mai puțin? Tu mă duci acum să mă apuc. Îmi place foarte mult. Da. Atenție multă. Da, dragilor, da, așa s-a a fost cea mai frumoasă oră. Da. Și am făcut două exerciții într-o oră. Și îmi pare foarte rău că sunt așa de frumoasă. Așa este. Două probleme foarte frumoase. Da. Le spunem prietenilor noștri să urmărească cu drag și să nu uite ce să facă. Da, la dar la momentele acestea când noi așa de frumos am fi neapărat să facă acest lucru, profesor. Ce să facă? Ce să facă? Teo, ce să facă prietenii noștri? Să nu uite să dea lecție. Și nu sunt tare să audă toți, că așa cum ai zis tu acum nu te-au auzit. Uite să dea like și share. Așa să facă. Da, dragilor, ne oprim aici. La revedere. Și noapte bună. Noapte bună mai târziu un pic. Da.